Bună ziua, vă spun și eu, vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă felicit pentru cea de-a patra ediție a Kult Fest, o ediție care se dorește mult, mult mai amplă decât ceea ce a fost până acum. Este un proiect ambițios, dar vine în contextul în care municipiul Roman a început să devină foarte prietenos cu tinerii. Am dezvoltat mai multe programe în ultimii ani care se adresează tinerilor și este unul dintre obiectivele asumate de către cei care au fost parte a echipajului pentru obținerea titlului de capital a tineretului pentru Roman. Și așa cum am spus încă de atunci, multe din evenimentele pe care noi le-am propus în acel program, care știm că a fost un program foarte bun, le vom materializa indiferent de faptul dacă vom câștiga sau nu acest titlu. Iată că Kult Fest 4 este încă unul dintre proiectele pe care noi le-am propus în cadrul acestei candidaturi și ne bucură acest lucru, însă în același timp ne și obligă. Pe de o parte vreau să scot un lucru foarte clar în evidență. Acest proiect este un proiect al mai multor ONG-uri care activează la nivelul Romanului. Primăria doar sprijină această inițiativă și pune la dispoziție baza materială pe care o are pentru a facilita organizarea acestui eveniment. Asta pentru a mai elimina din discuțiile legate de faptul că la Roman se întâmplă numai lucruri frumoase din punctul nostru de vedere, dar care pe alții ar putea să le genereze o anumită stare de disconfort. În al doilea rând, iarăși este foarte important aspectul material al acestui festival, știut fiind faptul că pentru a avea acces la acest festival este necesară achiziționarea unui abonament, fie a unor bilete în funcție de zilele pentru care se optează. Și eu, împreună cu familia, voi fi prezent la acest eveniment, voi și achiziționa un abonament pentru toate cele 3 zile, pentru că mi se par proiecte foarte frumoase, în special pentru tineri, așa cum ați văzut și în acest filmuleț de prezentare, dar în același timp și artiști care sunt destul de reprezentativi la nivelul României și în rândul tinerilor mai ales. Lucru pe care am încercat să-l facem și noi la Primăria Municipiului Roman prin acele evenimente pe care le avem, să încercăm și cred eu că am și reușit în ultima perioadă să aducem artiști care să fie cât mai mult pe placul tinerilor, dar în același timp încercăm să acoperim o paletă cât mai largă de gusturi. Așa cum spuneam, Primăria Municipiului Roman, prin Clubul Sportiv Municipal, va fi partener în acest proiect. Vom pune la dispoziție o zonă a Complexului Sportiv de Agrement Moldova în vederea desfășurării evenimentului, de asemenea și terenul de sport, astfel încât evenimentul să fie unul cât mai reușit. Încă o dată îi felicit pe cei implicați. Vreau de asemenea să le mulțumesc sponsorilor care deja au înțeles amploarea acestui eveniment și care deja au început să vină alături de acești tineri în organizarea acestui eveniment și sunt convins că în continuare vor mai veni sponsori pentru că există toate premisele ca acest eveniment să fie unul reușit, unul care să atragă un număr cât mai mare de tineri, un număr cât mai mare de persoane până la urmă și implicit pe cale de consecință și interesul pentru publicitatea în cadrul evenimentului va fi un interes pe măsură și va genera sprijin din partea agenților economici, fie că vorbim de agenții economici locali, fie că vorbim de marile companii
care desfășoară activitatea la Roma. De aceea, încă o dată vreau să le mulțumesc celor care deja au început să vină alături de acest proiect și sunt convins că exemplul va fi urmat și vor mai fi alte companii care vor mai vin. Mulțumim, domnule primar, pentru cuvântul introductiv. Kult Fest, ajuns la ediția 4-a, va fi organizată anul acesta pe Stadionul Moldova și într-o parte a Complexului Sportiv și de Agrement Moldova. Va avea loc pe 9, 10, 11 august și e un festival propus întregii comunități și mai precis întregii familii. L-am gândit pe 3 zile, prima zi fiind dedicată copiilor, a doua zi dedicată adulților și a treia zi dedicată tinerilor. Cu artiștii pe care îi va enumera și întreg programul Cătălina ulterior. Kult Fest a născut din dorința unor tineri de a transforma orașul lor și a aduce un eveniment cum se petrec și în orașele mari. S-a născut în 2017 și de atunci avem deja 3 ediții în care am crescut, ne-am maturizat, am experimentat tot felul de artiști și de ateliere și anul acesta am ajuns la o concluzie și la o amploare pe care o dăm festivalului. Kult Fest este organizat de Kult Hub, produs de Marami Events, cu sprijinul Primăriei Municipiului Roman și a Clubului Sportiv Municipal. Și alături de ZF, care s-a alăturat ca partener principal. Sperăm să aducem cât mai mulți parteneri locali, pentru că prin acest festival dorim să promovăm odată artiștii și oamenii faini în Roma, dar și companiile. Dorim să creăm un ecosistem care să ajute orașul să fie reprezentat la nivel național și nu numai. Partea de cultură, educație, muzică și entertainment va fi foarte complexă anul acesta. Programul final va fi afișat după 1 iulie. Cum bine știm și în celelalte orașe, Iași, Cluj, unde se organizează Constanța, astfel de evenimente, orașul prinde și mai multă viață, sunt atrași foarte mulți oameni din afara lui și timp de 3 zile sau fiecare cât are festival se creează o întreagă industrie și un întreg ecosistem de educație, cultură și parte socială. În continuare o să-i dau cuvântul Cătălinei, care e coordonatorul pe comunicare anul acesta și cu experiența ei sperăm să fie promovat cât mai bine și la nivel național festivalul nostru. Mulțumesc, Sebastian, mulțumesc tuturor că sunteți astăzi aici. Am zis că să intrăm cu toții în atmosfera evenimentului, de asta v-am invitat aici, chiar dacă este foarte cald, am să ne acomodăm așa cu ideea de festival. Aici se va întâmpla, asta este unul dintre foișoarele pe care le vom folosi, așa că e cel mai bine să transmitem ceea ce se va întâmpla la Kult Fest 4. Așa cum s-a spus deja, Kult Fest Kult Fest 4 într-o formă mult mai amplă și complexă. Vine ca un rezultat a ceea ce am lucrat noi pentru Capitala Tineretului. Cu sau fără titlul de capitală, noi implementăm proiecte, echipa a rămas împreună și generează astfel de întâmplări în oraș. Kult Fest 4, dacă ar fi să ne referim la celelalte festivaluri de același nivel din țară, s-ar putea să vi se pară că nu are cum să fie Kult Fest-ul de la Roman cum e Untold-ul. Niciun caz nu va fi în prima ediție ca Untold-ul. Dar Kult Fest-ul se diferențiază prin faptul că este dedicat întregii familii, da? Noi mixăm generații, așa am folosit sloganul ăsta sau îl vom folosi de acum încolo, mixăm muzică pentru toate generațiile, pentru că vineri este zi dedicată în totalitate familie și copiilor, în general. Va fi o lume de poveste aici, vom avea de la mascote până la carusel și așa mai departe. Copiii vor avea ocazia să petreacă timp împreună cu părinții lor, ceea ce se întâmplă din ce în ce mai rar în zilele de astăzi. Și e un lucru foarte important
Am dorit ca acest eveniment să se întâmple într-o perioadă în care cei plecați în diaspora se întorc acasă și, iată, au ocazia să petreacă timp cu prietenii și cu familia. Seara de vineri se va încheia cu un concert Nicole Sherry și Gașca Zurli. Atunci când am ales acești artiști, am făcut-o pe baza informațiilor pe care le-am primit noi de la tineri și de la cei cu care am discutat în Capitala Tineretului, în programul pentru Capitala Tineretului. Deci numele pe care le vedeți acolo sunt ceea ce își doresc tinerii din Roma și nu numai, să fie, să se întâmple în oraș. Deci vineri, Gașca Zurli și Nicole Sherry, urmează să mai anunțăm încă 3 artiști după data de 1 iulie, pentru ziua de vineri. Sâmbătă este o zi dedicată, în general, adulților cu vârste, acum depinde, de la 35 până la 99 plus, am zis noi, cu activități care sunt și din zona de relaxare, mindfulness, sport, ateliere de dezvoltare prin muzică, tot felul de activități care se pot face într-un spațiu deschis și atât de generos cum este complexul sportiv de agrement Moldova. Seara se încheie cu concert Roa și Phoenix, o formație care cântă rock de calitate din 1962 și care ajunge și la Roman. Și suntem convinși că iubitorii de rock adevărat vor fi sâmbătă seara pe stadion. Iar duminică este o zi dedicată tineretului, dar nu numai, pentru că, la fel, vor avea activități de dimineață până seara, cu o pauză la prânz, că va fi foarte cald și atunci e clar că nu vor fi activități. Seara se va încheia cu un concert sub Carpați, care a fost cerut de absolut toți tinerii din liceele din Roman, și Macanache, un personaj foarte interesant care, iată, vine pentru prima dată la Roman să cânte hip-hop pe stadionul Moldova. Programul complet, cu toate atelierele, cu toate ONG-urile care vor fi parte din acest festival, pentru că vom avea și reprezentarea ONG-urilor din alte orașe, se va încheia pe 1 iulie, pentru că încă mai așteptăm confirmarea unora dintre aceștia. Dar, în principiu, vom avea ONG-uri din Bacău, din Piatra, din Suceava, din Roman, bineînțeles, nu mai spune. Estimăm să avem un flux de 5.000 de oameni care să treacă prin festival pe zi. Iar legat de bilete, pentru că aici este o confuzie așa ușor, pentru că lumea nu este obișnuită încă cu ideea asta de abonament, e simplu, un bilet pentru o persoană, pentru o zi de festival este 40 de lei, pentru 2 zile 70 de lei, pentru 3 zile 100 de lei. Și pentru că, așa cum spuneam, este un festival dedicat tuturor vârstelor și familiei și prietenilor, am zis că lumea va veni în grup și atunci am făcut abonamente de 3 persoane și de 4 persoane, bineînțeles, fiecare în funcție de câte zile va dori să fie prezent la festival, normal, tariful va fi diferit. Un lucru pe care l-am lansat, să spunem așa, ieri, este această capacitate de nota 10. Am zis că e frumos să îi răsplătim pe tinerii de clasa, care termină clasa 8-a și care, dacă iau la capacitate, la examenul, la evaluarea națională nota 10, vor intra gratuit la festival în toate cele 3 zile, dacă sunt din Roma, dacă sunt romașcani, de fapt. Dacă pe buletin scrie Roman și au 10 la capacitate, vor intra gratuit la festival. Încă un lucru, copiii sub 3 ani nu plătesc și copiii care au anumite probleme de sănătate, la fel, nu vor plăti. Doar în baza unui document justificativ, bineînțeles. Din punct de vedere al promovării, vom avea sau deja avem un parteneriat cu Radio Guerilla la nivel național și cu UTV, care s-au arătat foarte interesați să promoveze ceea ce se întâmplă la Roman, pentru că în orașele mici, care nu sunt reședință de județ, se întâmplă mai rar acest lucru și atunci au fost foarte încântați să audă că se întâmplă lucrul ăsta la Roman și ne sunt alături. Urmează să avem o campanie la nivel național, în presă.
Și, bineînțeles, și cu ajutorul dumneavoastră, care sunteți parte din echipa noastră, în mapele de prezentare există și o invitație pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru cele 3 zile de festival. Dacă sunt întrebări, de orice fel... Eu v-aș mai lansa o provocare, da, și urmează și examenul de bacalaureat, cred că... Am auzit subiectele de la română, s-ar putea să fie mult de 10, aveți grijă. Dacă mai urmează matematica, dacă și acolo va fi mai simplu. Dar eu v-aș face totuși o propunere și pentru examenul de bacalaureat, dacă există elevi de bacalaureat cu nota 10. De asemenea, la fel cum a spus dumneavoastră, cu domiciliu în municipiul Roman, să le creați și lor această oportunitate. O primim cu drag și o pasăm mai departe unui sponsor care vrea să se alăture nouă și sunt sigur că se va realiza și acest lucru. Aș mai adăuga un singur lucru. Ne găsiți pe www.cultfest.ro, acolo se găsesc și biletele de cumpărat, pe Facebook și pe Instagram, pe toate canalele de social media. Și e multă muncă în spatele acestui festival și de aceea suntem și o echipă extinsă, formată din experți și tineri care își doresc să se dezvolte alături de noi, plus o echipă întreagă de vreo 70 de voluntari care va face festivalul să vibreze pe 9, 10 și 11 august. Și nu în ultimul rând, festivalul ăsta ar trebui asumat de întreaga comunitate, fie că ești participant, fie că ești parte din echipă, fie că ești partener media, e festivalul tău. Deci nu e al nostru, nu e pe persoană fizică, e al nostru, al tuturor și e o contribuție pe care vrem să o lăsăm în comunitatea romașcană. Pentru că, așa cum spuneam, noi suntem voluntari în tot ce înseamnă acest festival, așa cum am făcut-o și în RCTR, continuăm să fim din aceeași poziție și atunci, da, credem că toată lumea poate să-și aducă aportul la acest festival, care se vrea a fi, cum am spus noi, un ambasador al județului Neamț la nivel național. Și cu siguranță va fi. Și al doilea, cel mai mare festival făcut pe stadion după Anton. Nu mai este niciun festival în România făcut pe un stadion. Bun, pentru întrebări, curiozități, vă stăm la dispoziție. Cu mare drag. Cum costă abonamentele pentru 3 și 4 persoane? Pentru 3 zile sau pentru 4 zile sunt... Pentru 3 și 4 persoane, pentru toate cele 3 zile. Pentru 3 persoane o zi, 90 de lei. Pentru 3 persoane 2 zile, 170 de lei. Pentru 3 persoane 3 zile, 250 de lei. Informațiile... Iar pentru 4 persoane, o zi 100 de lei, 2 zile 190 de lei și 4 persoane pentru 3 zile 270 de lei. Este o secțiune specială pe cultfest.ro, bilete și acolo poate găsi toate informațiile. În plus, tot pe site-ul nostru găsiți și regulamentul festivalului, și informații și întrebări care ar putea să vă lămurească în orice domeniu sau în orice curiozitate ați avea. Cum veți reuși voi, sau nu știu, poate primăria aici nu e cu mână de ajutor, stadionul nu este stadionul care arată cel mai bine din oraș, să zic așa. Și bănesc că oamenii vor vrea să fie înconjurați de lucruri frumoase. Cum se va întâmpla? Aici vă răspund eu. Deja știți foarte bine că am început un proiect de reabilitare a acestui stadion. Între timp, noi depunem o documentație pentru modernizarea acestui stadion și la Compania Națională de Investiții. Însă, până atunci, cu caracter temporar, să spunem, vom amenaja clădirea administrativă, în sensul în care vom realiza acel acoperiș care generează acele infiltrații, vom igieniza această clădire administrativă, însă partea de festival se va desfășura la nivelul solului. Urmează să stabilim exact modalitatea în care se vor amplasa și scena și tribunele, astfel încât zona pe care o agreem de comun acord să fie igienizată. Între timp, așa cum v-am mai anunțat, noi lucrăm în această perioadă și la amenajarea acestei piste de atletism, ocazie cu care vom mai realiza și o serie de lucrări de igienizare a acestui stadion. Și în plus, este
datoria noastră ca organizator să venim cu tot ce înseamnă butaforie, care înfrumusețează spațiul, de la, nu știu, zone de, cum se numește, selfie, da? Zone creative, până la acel carusel pe care ne-l dorim. Tot felul de totemuri cu care să te fotografiezi, panouri și vendorii care vor fi pe stadion și vor crea un așa spațiu de distracție și de relaxare cât mai prietenos cu participanții la festival.